dar întotdeauna să nu te bucuri de răul altului. A fost prăpăd în capitală după ce meteorologii au anunțat cod roșu de furtună. Dar să vedem și partea veselă a situației, că nu toată lumea a fost tristă. N-am văzut de când sunt așa furtuni. Priviți, ia uitați, dincolo până încolo. Dar întotdeauna să nu te bucuri de răul altului. Deci este o apă în care eu acum am vrut să-mi iau un schijet, să-l sun pe Costi din Mamaia, să vină după mine, să-mi ia astea. Dar uite, n-a vrut să-mi dea schijet. Un milion am vrut să-i plătesc, n-a vrut să-mi dea. Asta e. Stai. Omul ăsta de aici, cine credeți că e? Păi știu, că... știu eu. Cine? Știu. Babașa. Nu seamănă, dar o fi frasul. Hai să vedem. La cum sunt ploile în ultima vreme și la cum sunt canalizările din orașele României, vă spun, în câțiva ani, schijetul va deveni obligatoriu. Eu visez să merg pe Calea Victoriei cu iahtul, frate. Ce... Ah, ființe, clar, frate, ființe. V-a bătut grindina în cap sau ceva.